Tot mai multe femei însărcinate refugiate vin la maternitățile din Cernăuți. Instituțiile medicale din regiune oferă consultații pe gratis pentru viitoarele mămici. La fel, gravidele care părăsesc orașele de baștine bombardate au posibilitatea să se înregistreze la una dintre maternitățile din Cernăuți. Alina este însărcinată în luna 8-a. Cu o săptămână în urmă s-a mutat la Cernăuți împreună cu soțul și fiul ei. Acum femeia se află la evidența medicilor locali. Vin la consultație deja a treia zi. Cernăuți este acum un loc sigur în Ucraina și cunoscuții noștri ne-au recomandat să ne adresăm la acest medic. Antonina și soțul ei Volodimir deja își țin în brațe gemenii nou-născuți. Tânăra mămică a venit la una dintre maternitățile din Cernăuți în ultima săptămână de sarcină. Femeia spune că a părăsit Kievul în prima zi de război. Era înfricoșător să mergem oriunde pentru că aveam toți medicii la Kiev și toate lucrurile bebelușului erau acolo. Am ezitat până în ultimul moment să venim la Cernăuți. Era frică că nu vom ajunge la destinație. Potrivit medicilor, în situația în care viitoarele mămici din Ucraina au venit în orașul Cernăuți, ele pot merge direct la maternitate sau suna la numerele afișate pe paginile instituțiilor medicale. Examinăm gravidele indiferent de reședință. Femeile însărcinate care se adresează voluntar la instituția noastră le înregistrăm. Nu contează perioada de sarcină. Numărul de adresări și consultații a crescut semnificativ având în vedere situația din Ucraina. Oferim consultații non-stop, avem medici care consultă. Absolut cu toate refugiatele avem consultații psihologice. Cele mai multe paciente sunt din Kiev, dar și din regiunile Rivne și Cernihiv. Din 28 februarie, la o maternitate din Cernăuți, au fost luate la evidență 80 de femei însărcinate. Momente de panică pentru un minor, copilul unei familii refugiate din Odessa, s-a rătăcit în Chișinău după ce a mers cu părinții la cumpărături. În timpul măsurilor de menținere a ordinii publice, polițiștii au observat pe strada Arborilor un minor care era de unul singur, fără supravegherea părinților și vizibil dezorientat. Când oamenii legii s-au apropiat de copil, băiatul le-a comunicat că este din Odessa și este cazat la un centru de refugiați. Totodată, adolescentul a mai spus că din dorința de a vedea orașul s-a îndepărtat de părinți, după care nu i-a mai putut găsi. Polițiștii au luat copilul la Inspectoratul de Poliție Centru, unde au fost întreprinse acțiuni de identificare a părinților. În scurt timp, oamenii legii au găsit mama, iar băiatul a fost preluat. Fără lumină, hrană sau provizii medicale, o familie din Odessa a rezistat invaziei ruse timp de aproape o săptămână. Ca și mulți alți refugiați fugind din calea războiului, au ajuns în Republica Moldova, unde erau așteptați de rude. Cu lacrimi în ochi, femeile spun că au o singură dorință, ca războiul să se termine cât mai repede și să poată reveni acasă. Natalia Comâșnaia se află în primul trimestru de sarcină în așteptarea celui de-al doilea copil. Femeia spune că după ce în Odessa au început bombardamentele, de teamă să nu piardă sarcina, a hotărât să vină în Moldova împreună cu mama, sora și copiii. În Odessa era deficit de produse alimentare și de medicamente în farmacii. Oamenii au cumpărat pentru a-și face rezerve și s-a creat panică. Aici mă simt în siguranță, întrucât pot să fac analizele necesare în sarcină. Noi trăim în afara orașului, unde nu este spital. După ce au început atacurile, periodic erau deconectări de lumină. Am stat în asemenea condiții o săptămână. Apoi, cumnatul care este militar ne-a spus că situația se înrăutățește și ne-a condus până la vamă, după care s-a întors să lupte. Mama celor două tinere are 59 de ani și suferă de diabet zaharat. Femeia spune că din cauza stresului provocat de război i s-a înrăutățit starea de sănătate. Totul s-a produs atât de rapid încât am reușit să luăm doar câteva lucruri și medicamente. Noroc că ne-a fost transferată pensia chiar mai devreme decât era de obicei și pentru asta mulțumim autorităților din Ucraina. Familia refugiată din Odessa s-a adăpostit la rudele din orașul Sângera, municipiul Chișinău. Nu e spațiu mare, avem și noi trei copilași minori, dar mă rog, pentru că rude și mă doare sufletul tare mult, ceea ce la noi se întâmplă, adică nici nu sunt sigur, o mai rămas ceva acolo, o să aibă unde să revină, că e strașnic. În Republica Moldova se află peste 100.000 de refugiați din Ucraina.